Mi s-a furat telefonul. Pentru că acolo avem toate informațiile importante. Două conturi bancare la care, în mod normal, n-ar trebui să aibă acces. Bună ziua! Va fi un vlog puțin special și, din păcate, special în sensul rău. Pentru că am fost jefuiți. Făceam live în exterior pentru a arăta puțin orașul și, din păcate, la trecerea de pietoni, având noi verde și toți roșu, la un moment dat a trecut un motociclist și simt că, vă arăt cumva încât să înțelegeți, am cu telefonul așa în mână, mi-a dat una peste mână aici, destul de tare, și mă gândeam cumva că s-a luat de noi pentru că am trecut greșit sau am trecut pe roșu, știind că era verde. După simt mâna lui ducându-se așa și mi-a smuls telefonul din mână. Prima dată nici măcar nu ne-a dat seama absolut deloc. Aveam și acea funie în jurul mâinii încât să... Na, de fiecare dată când ieșim să fim siguri că telefonul este cât mai bine prins de noi. Da, din păcate, s-a dus. După ce s-a întâmplat acest lucru, deci ne-a furat telefonul, s-a oprit live-ul, cei care au care erau pe live. L-ați auzit pe domn vorbind în spaniolă, da. Că vorbea la telefon sau habar n-am ce vorbea, că ne-am uitat și noi la live după ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat. Da, pentru că a cerut internetul unei doamne, da, unei locanțe. Da, să vă faceți așa o idee, internetul pe care l-aveam noi, cartela era în telefonul celălalt, adică al meu. Pentru că pe el făceam live, da. Telefonul meu, care nu mai e, și am rămas ca doi proști cu telefonul acesta, care n-avea internet. Pe marginea drumului. Pe marginea drumului, na, noi am încercat să alergăm după acel domn cu... Acel domn, acel jenc, o scârbă. Acel om cu motoreta, da. Însă, bineînțeles, cum să alergi după el dacă el deja a trecut, păi, pe roșu ca să... A trecut pe roșu ca să ne fure telefonul. Noi la început v-am zis, am crezut că cumva am trecut noi pe roșu și el treia să treacă și ne-a tăiat calea sau a intrat în noi sau habar n-am. Dacă a venit din lateral. Dar era și în spate, noi nu l-am văzut, nu ne-am dat seama. Ok, poate și noi am fost puțin inconștienți pentru că am zis că, vai, cea mai noi cumva am lăsat garda jos, fiind, da, ne gândeam că, vai, e cea mai sigură țară, aici suntem în siguranță, totul e ok. După Columbia și Venezuela, în sfârșit ne gândeam că suntem puțin mai liniștiți. Dar fix aici am pățit-o. Iar după, ne-a văzut o femeie, a venit și ne-a întrebat ce s-a întâmplat, a zis asta și ne-a dat ea puțin internet ca să, nu știu, a încercat să se conecteze, să vadă dacă poate să blocheze telefonul, instant, să-l, da, închide. Pentru că telefonul l-a furat deblocat. Asta e problema. Fiind live, telefonul era deblocat, deci el l-a furat din prima, din mână, așa cum era, și ne-am gândit, din prima, avem conturile bancare pe el. Chiar dacă știu că pentru contul ai nevoie, când intri pe aplicație, de Face ID, am zis, mai bine ne asigurăm, sunt și multe informații pe acel telefon, așa că am vrut cât mai repede să-l blocăm. Ceea ce nu s-a putut face. Nu s-a putut face, da, în niciun caz, pentru că încerca să trimită cei de la Apple un mesaj pe o cartelă SIM de Franța, pe care o avem, dar pe care nu avem semnal. N-are semnal, nu știu, în Chile nu prinde semnal, deci degeaba încercam să facem, așa că am zis, hai să revenim acasă, aici măcar avem internet, încercăm cumva să facem ceva și după aia să mergem la sediul de poliție. Și... pentru că noi nici nu aveam internet ca să putem să mergem direct la sediul, da, de poliție. Da, nu știam unde este sediul de poliție, nu știam nimic. Așa că am venit înapoi acasă, vă dați seama că pe drum eram distruși amândoi. Că... nervi, plâns, supărări, așa, toate problemele. Am ajuns aici, ne-am conectat până la urmă la internet. Noi am mai făcut un live, am pornit live-ul pentru a întreba... pentru a vă întreba pe care voi soluția, dacă știți, da, ce am putea face, care sunt soluțiile, cât eu căutam pe Apple să văd cum naiba mă conectez la cont încât să blochez rahatul ăla de telefon încât să nu pot să-l folosească. Eram și live, am discutat, mulțumim deja că ne-ați ajutat, au fost câteva soluții bune, după care ne-am hotărât să ieșim. Noi ne-am îndreptat către sediul de poliție cu telefonul meu în buzunar, adică ne opream ca paranoici la fiecare colț de stradă ca să verificăm, ne băgam într-un colț al clădirii și stăteam așa cu telefonul în mână încât să nu o pățim nimeni. Nu se uita unul pe zea să nu vină cineva, adică am ajuns în sensul celălalt să fim mai paranoici. Da, suntem mai paranoici decât în Venezuela acum sau decât în Columbia. Dar la sediul de poliție erau deja 3 persoane în față. Ne gândeam că, ok, va dura ceva timp, dar acele persoane au plecat destul de repede. Cât timp noi am vorbit cu cel de la intrare, polițistul de la intrare, care cumva se ocupa de noi, el cumva ne lua la mișto. Deci, prima dată ne-a spus să ne calmăm, asta înțeleg, e normal, a încercat să ne liniștească. Dar... da, nu i-am vorbit urât.
Da, a vorbit foarte frumos, ok, fără nicio problemă și l-am întrebat. I-am zis, am fost jefuiți, avem dovezi, avem culoarea motocicletei, culoarea hainelor lui, sunt camere fix pe colțul străzii și sigur au prins toate imaginile, deci puteau să găsească numărul de înmatriculare fără nicio mai mică problemă. Și ce ne-a zis la asta? Da, da, poate camerele nu mergeau. Doar în fund de informațiile voastre. Ne-a făcut să așteptăm cam jumătate de oră. Așa cum cred că ați văzut pe live, ni s-a furat telefonul, acum suntem la sediul de poliție, am venit să facem plângere și cu siguranță cu ora exactă și cu absolut toate informațiile pot găsi cine a făcut. Sunt sătul. Deci, sincer, ne gândeam și noi că în sfârșit avem o țară în care putem fi liniștiți, în care putem vizita fără cea mai mică problemă și ni se fură telefonul din mână printr-un căcat, pur și simplu. Așa că, da, așteptăm, vedem ce se întâmplă. Și problema principală e că noi suntem aici și parcă pe poliție știi cam doar e fix în cur, pentru că ne-a spus așa cumva cu scârbă că da, știți, telefonul cumva nu-l mai recuperați, trebuie să umpleți o cerere, de fapt o plângere și în același timp să ne povestiți cum era bărbatul, bla 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 bla, tot în pele. Ok, avem. Pe live avem o dovadă că ne-a fost furat telefonul și în plus de toate este pe stâlp o cameră enormă care filmează toată această trajă și am zis, da, e posibil să nu fie funcțională. Wow, ce minune, cumva, încât să nu fie dovezi clare că am fost furat. Mie mi se pare că aici e făcut așa, totul în bătaie de joc, dar mă rog, o să vedem cum dracu rezolvăm. Noi așteptăm măcar să facem plângere aici, încât să luăm căcatul ăla de hârtie, să mergem la Apple Store, să ne înlocuiască telefonul, măcar ăsta e avantajul că poate fi înlocuit, și în același timp să reușim să blocăm acel telefon. Pentru că acolo avem toate informațiile importante, două conturi bancare, la care în mod normal n-ar trebui să aibă acces, dar naiba știe cu cine avem de-a face, și foarte multe aplicații și conturi și fișiere și alte tâmpenii despre noi, adică acel om știe la ce cazare suntem, și foarte multe detalii din poze și din tot ce găsiți acolo. Filmezi așa pentru că nu știm de fapt dacă e foarte bine că suntem aici, pentru că văd persoane care au spus că au fost jefuite tot așa de pe motocicletă și s-au dus la cumpărături și le-au adus cumpărături polițiștilor ca să fie băgate în seamă. Stăm de oră aici, durere în fund, nu le pasă absolut deloc. Și na, ne spune că da, mai sunt oameni care așteaptă, sala e goală. Am intrat și am verificat, nu e absolut nimeni. Deci, dracu știe ce se va întâmpla. Am încercat să blocăm telefonul, am scos cât de multe conturi am putut de pe telefonul acela, cumva de pe contul meu. Deci pur și simplu stăm și așteptăm. Nu știm cât durează, stăm de o oră și tot așteptăm aici. Am așteptat, la un moment dat tot venea el, ne întreba iar ceva, nu știu ce. Și ne-am pus să scriem pe Google cumva. Da, cu Translate, declarația. Să scriem declarația, ce s-a întâmplat exact, ce nu știu ce. În fine, am scris acolo, i-am arătat. Am arătat screenshot-uri, da. Locul exact unde am fost jefuiți, tot. Deci cu absolut toate dovezile și în plus vă mulțumim din nou pentru că unii dintre voi ne-ați dat mesaje și ne-ați spus că motocicleta era roșie, eu credeam că e neagră, pantalonii lui erau verzi și multe altele, pentru că am observat că v-ați uitat la sfârșitul live-ului încât să descoperiți cât mai multe informații despre acel idiot. Și cât ea s-a dus în sală de așteptare, da, și o să vă povestească exact, de fapt în... la să discute cu acel polițist. Eu cât am așteptat, am avut trei persoane pe care le-am auzit vorbind și au spus că au fost jefuite fix în același mod. De un motociclist, au trecut pe lângă, le-au smuls telefonul din mână și atât. Înainte să intru, a zis care este victima și nu puteam să intrăm amândoi, trebuia să intre doar victima. Deci cum era, a fost telefonul meu. Am intrat eu în această sală și erau acolo mai multe birouri, cumva, între care era totul gol. Da. Am intrat doar eu, m-am așezat. Și erau 2-3 ofițeri, nu știu, acolo, dar bine, la fiecare birou mă refer. Și a venit cel care vorbea puțină engleză și m-a întrebat dacă vorbesc spaniolă. Și am zis că vorbesc un pic. Și am început direct în spaniolă, adică cam asta a fost situația, pentru că știa, cred că, două cuvinte. Și m-a întrebat dacă am declarația și aveam încă declarația, pentru că am făcut screenshot la Google traducere și aveam acolo tot ce am scris, că eram amândoi, în fine, știți toată situația. Și îmi zice că na, că Santiago este periculos, că na, ca străin este periculos, că cumva se întâmplă foarte des chestia asta și se întâmplă des mai ales la străini și da, pot să fie străini care fură așa sau de-ai lor, chilien, dar
A zis că este o situație care se întâmplă foarte des, mai ales în centru și mai ales la intersecții. Mai ales în plasa de Armas. După m-a întrebat dacă am o piesă de identitate cu mine. Am zis că da. După m-a întrebat chestiile astea cu unde stăm, câți ani am, ce m-a mai întrebat, că de cât timp am venit în Chile, cât timp mai stăm. Și am zis că mâine plecăm, normal. Și asta e și ideea, planul, să plecăm mâine. Pentru că mi-am luat și bilete. Și după, na, a zis că să avem grijă, să... Da, cam târziu să, da, avem, să avem grijă. Da, să avem grijă și acum, să vorbești cu compatrioții, că să le zicem și lor că dacă vin Chile să nu fie chiar așa, nu știu, în fine. Da, deci nu mi-e... E o problemă atât de mare încât, de fapt, ei nu fac nimic. Și mi se pare că sunt cumva indiferenți, de pentru o că ignoranță mi se pare totală, că pentru ei e normal. Ca și cum dacă ei au 15 furturi de astea pe zi, pentru ei e ceva banal. Dacă, da, dacă ne lovea motoreta, dacă era un accident, atunci poate se implicau mai mult. Da, cumva. Da, dacă ăla intra ceva... noi și ne lua și telefonul, atunci poate cumva era ceva mai serios. Da, dar asta e deranjant, că ei aveau cea mai simplă dovadă și cea mai clară, acel video de la camera de supraveghere. A zis că da, nu trebuie să vă țineți telefonul chiar așa la iveală. Da, adică iveală, în legătură cu asta suntem de acord. E și greșeala noastră, clar. Și după aia am zis că nu, noi am fost și în Columbia și în Venezuela și ne așteptam totul să fie mai ok. Și a zis că, din păcate, Santiago e un oraș mai periculos ca unele din Columbia. După ce ai ieșit, cu ce ai ieșit? Pentru că trebuie să arătăm și acest lucru. Poți să arăt și foița că nu scrie nimic pe el. Am ieșit cu o mică foaie. Bine, nu știu cât de bine se vede, vă pun poză deasupra, cel mai bine. Raportul, declarația pe care am făcut-o era de 3 pagini. Da. Pentru că m-a pus acolo și să cumva să notez care erau conturile mele bancare, nu numărul, mă refer la, la ce aplicația, bănci, la ce bănci eram și ce... cumva ce aplicații foloseam eu mai des și care ar fi putut să fie compromițătoare, cum ar veni, nu știu, e-mail-ul, pozele pe care le am, pentru că sunt poze personale. Și vom ajunge și la ceva important în legătură cu asta. Și am scris acolo care era banca mea din Franța, Revolutul, pentru că noi asta folosim, adresa de, adică aplicația de la aia, pentru că cumva în caz că se întâmplă ceva, să zicem, să-mi dispară bani din cont sau nu știu, habar n-am. În caz că eu mă duc la bancă și zic că uite, mi s-a furat telefonul, să am o dovadă că mi s-a furat telefonul. Și foile pe care le am sunt la ei, nu sunt la noi. Nu ne-a dat doar asta pentru că mâine de dimineață, înainte să plecăm, că noi i-am și zis, trebuie să sun la un număr, la numărul care este jos aici, ca să-mi dea numărul de parte, așa se numește. Iar după ce am numărul de parte, trebuie noi doi să luăm un Uber și să mergem la direcția finanțelor de aici ca să ne dea foaia aia pe care putea să ne dea ei. Deci noi cumva n-am rezolvat absolut nimic. Din păcate, în legătură cu conturile bancare. Contul principal bancar era înregistrat doar pe telefonul ei. Al meu nu. Asta e greșeala noastră. Nu. Deci cumva acum trebuie să contactăm banca, să recuperăm acel cont încât să ne putem conecta, să avem acces la banii pe care folosim pentru ceea ce facem. După care, ce s-a mai întâmplat? Am fost la Movistar, era închis. Am fost la WOM, ceva de genul, e o companie unde poți să-ți cumperi cartelă. WOM, da. Cumperi cartelă SIM, ne-am cumpărat din nou la 5.000 de pesos cartelă SIM. Cu pentru o zi. Credit, da, dar e pentru o săptămână pentru minim. Pentru o săptămână. Cu credit și cu internet. După care, în timp, ne-am comandat un Uber pentru a merge la Apple Store, care nu este decât un Mac World, ceva de genul, e un reseller. Mac Online, da. Nu e Apple, nu e magazin Apple oficial, n-are nicio legătură. Am luat Uber-ul, am dat 5 euro, ne-am dus până acolo, iar pe drum eu am început să vorbesc cu cei la Apple, pentru că voiam neapărat să intru cu cineva în contact pe chat încât să blochez căcatul ăla de telefon. Și până la urmă îmi răspunde cineva, am dat toate informațiile pentru că știm absolut tot, dar, din păcate, cum nu avem acces la cartela SIM, nu putem primi acel cod de 6 cifre pentru a avea acces la cont. Deci, din cauza asta, nu puteam să blocăm noi singur telefonul. Cel de pe Apple, foarte ok, ne-a ajutat foarte rapid cu informațiile, a șters acea autentificare în doi pași încât să avem noi acces la cont. Am blocat telefonul, am șters tot de pe el, dar nu apărea unde se află exact, pentru că noi ne gândim că acel hoț l-a închis din prima.
Deci după ce l-a furat, l-a închis, încât să nu fie urmărit. Oricum sunt multe variante să-l găsești, dar mă rog. Iar noi la Mac Online ajungem, încercam să ne băgăm seama cu cineva, să vedem dacă ne poate ajuta. Îi durea fix în fund, toată lumea era mânca gumă, vorbeau între ei, colegii. Da, noi am zis, sunteți un magazin oficial? Nu. Și am întrebat, ne puteți ajuta cumva? Contactați Apple să vedeți dacă ne pot înlocui telefonul, pentru că în mod normal ai posibilitatea să ceri să înlocuiesc telefonul în caz de pierdere sau furt. N-a rezolvat nimic, ne-am cărat din nou cu Uber. A 5 euro înapoi? 6. 6 de data asta. Am ajuns la cazare și am început eu din nou să caut tot felul de posibilități încât să blocăm tot, să recuperăm contul bancar. Contul bancar cred că l-am recuperat. Încă nu știm, pentru că pentru moment e în mentenanță site-ul lor. Deci dacă voia să ne fure acel domn, nu putea să ne fure, da. Pentru că site-ul de la bancă este în mentenanță și scrie acolo până pe 13. Normal, până în mâine, seara nu? Aceasta pentru noi da, trebuie să fie ok. Deci hai să zicem că asta se rezolvă și ok și foarte bine. Pentru că Revolutul n-am cum să recuperez pentru că nu am numărul ăla. Avem nevoie de numărul de telefon de Franța pe care nu îl putem accesa acum. Deci le recuperăm. Adresa de e-mail, abar n-am că și aia... Adresa de e-mail Microsoft. Vă spun cei la Hotmail că dacă dai să te loghezi sau să resetezi parola, ne pare rău, ai încercat de prea multe ori, încearcă peste o zi. Deci dacă acel hoț avea cumva acces la... De fapt, avea, că era telefon de blocat, voia să-i activa informații pe mail, era foarte ușor. Pentru că tu abia peste o zi poți să resetezi. Am șters de pe telefon contul de YouTube. Pentru că pentru noi e locul nostru de muncă, să zicem așa. Am șters tot ce era important, am deconectat de pe acel telefon, chiar dacă în același timp știm că l-am și resetat. Dar am vrut să ne asigurăm din... Eu cred că totuși el când a luat telefonul l-a și închis, pentru că nu a mai funcționat live-ul după. Și cumva telefonul încă avea semnal, adică internetul era pe el. Nu e ca și cum noi aveam internetul cu noi și când l-a luat... Da, și chiar de semnalul și tot. Avea internet pe el telefonul, dar cred că cumva l-a închis, i-a închis ecranul sau i-a închis ceva. Da, ceva. Și din moment ce i-a închis ecranul și a dat cu șutul în gură el singur. Da, că nu-l mai poate debloca, oricum l-am blocat complet. Din păcate s-au întâmplat atâtea, a fost o zi lungă, încă nu-i gata, încă încercăm să vedem dacă cei de la Revolut ne pot înlocui telefonul. Încercăm acum bătaie de cap pentru că știm că noi mâine plecăm, mâine de dimineață iarăși noi trebuie să mergem la centru de finanțe. Da. Să rezolvăm, nu știu, adică... Suntem pe grabă, nu ne rămâne așa de mult timp și dacă vă întrebați de ce naiba plecați către Mendoza totuși în continuare înainte să rezolvați problema, e că încă nu avem acces la contul bancar. Deci noi acum nu ne putem cumpăra bilete din nou, așa că, de fapt, bilete... Trebuie să așteptăm să deblocheze cumva... Așteptăm contul bancar, după ce avem contul bancar putem să schimbăm, dacă e să mai stăm o zi aici, și poate să reușim să facem ceva. Dar oricum, cu siguranță nu vom avea acel telefon niciodată. Asta e toată situația. E trist. Dacă sunt unele persoane care o să lasă comentarii și o să zică nu cred că s-a întâmplat, ați inventat voi povestea, uitați-vă pe live, vă și pun acea bucată de clip din nou și din nou și din nou încât se vadă clar ce s-a întâmplat. Ordinea vlogurilor s-a schimbat. Deci după acest clip în care cumva ne și descărcăm puțin, veți vedea și clipuri pozitive din Chile. Continuăm cu clipurile pe care le-am noi filmat. Noi credem că trebuie să punem acest clip acum, pentru că acum s-a întâmplat, nu când plecăm din... Da, peste o săptămână, jumătate, Chile, două, când nu o să fim are deja sens. Așa. Acum s-a întâmplat. Următorul vlog o să apară marți, care o să fie mai frumos. Din păcate, asta este situația în ziua de astăzi. Nu putem să schimbăm nimic, trebuie să... Știe toată lumea și cumva să vă dăm să vă și un update, totuși, pentru că sunt mulți care ne-au dat mesaj și poate nu putem să răspundem la toată lumea ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat și dacă suntem bine. Important e voi, dacă veniți, să nu faceți ca noi numele cu telefonul în mână, că sunt șanse să fiți jefuiți. Ne-a schimbat puțin și ideea să continuăm în America Latină, vom vedea ce vom face. Da, Argentina, cred că sigur o să ajungem, dar după vom vedea ce va fi. Nu uitați că pe listă era și Brazilia foarte curând și în Brazilia e mai rău pentru că acolo e jefuit cu cuțitul. Pentru moment știm că vom merge în Mendoza, nu să știm dacă mâine sau... Da. Deja. Și sperăm să revenim cu vloguri tot mai bune și să reușim să ne revenim și noi, pentru că azi avem timp, praf. Pentru că avem câteva vloguri frumoase care o să apară și putem să ne reculegem, dar acum suntem
La pământ. Noi o să vă lăsăm aici, cred că, pentru că mai avem multe lucruri de făcut înainte să plecăm, trebuie să rezolvăm și alte probleme și să organizăm. Vedem ce facem. Și vrem să vă mulțumim tuturor celor care ne-au contactat pe Instagram și lui Marcu, lui Cătălin Backpacker Life, pentru că au încercat să ne ajute și vă mulțumim că ne sunteți alături și în momente de genul. Sperăm că nu v-am deprimat cu acest gen de clip. Și ne auzim data viitoare cu un nou vlog. Dați un like, subscribe și toate alea dacă vreți. Și ne auzim. Pa! Pa.